Inundațiile de săptămâna trecută au produs panică în rândul constanțenilor, disperați că apa le mătură pur și simplu agonisalea de viață, oamenii au apelat la ajutorul pompierilor. Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea a fost asaltat de telefoane primite prin intermediul numărului unic de urgență 112. Aș lua măsurile proprii, fiecare gospodar, cu de la curățarea rigolelor, șanțurilor în care apa se poate scurge, din a își chiar consolida casa cu materiale hidroabsorbante, din a-și constitui un stoc de minimă necesitate în caz de că apa îi pătrunde în curte, și fiecare trebuie să-și ia niște măsuri proprii ca orice bun gospodar. Și de aici, prin extrapolare, întreaga comunitate. În caz de inundații, orice persoană se poate găsi în stare de pericol. Experiența arată că cei care s-au pregătit și au cunoscut regulile de comportare au putut acționa corect. Astfel, aceștia au reușit să își salveze și bunurile materiale.